mici, cum la picioare? Mișcă! Mișcă? Da! Să știți că am reușit probabil să ne bronzăm. Pe mine m-a prins un pic soarele. Da? Și se pare că mi-a ars mâinile. Am încălțăminte în mâini, rucsac în spate, iar copiii vin din urmă. Vreau șlap! Acuși ne încălțăm. Iar Matei este în spate la tati. Și tati nu prea poate să meargă pe nisipul fierbinte, cam în vârful degetelor. A, scoicile te pișcă, mai rabdă puțin. După bălăceala din mare, ștergem bine piciorușele și ne încălțăm. După aia, dacă mai reușim să luăm o gustărică, tati, ce zici? Pentru că au flămânzit copiii. Sper să reușim și cu gustărica, și cu taxi, și cu trenul. Cu telegondola, cu siguranță, nu ne ducem înapoi. Deja a treia oară au blocat-o. Așa, Mircea, dă picioarele. A patra oară. Și apropo, ia priviți ce prosop am eu. Ia să-mi spuneți ce țară este aici. Bulgaria? No. Nu zicem niciun indiciu, aștept în comentarii să-mi scrieți. Ce țară vedeți voi aici pe prosop? Între Bosnia și Serbia. Și Albania. Și un pic de Croația. Cu capitala în Pungurița. Care s-a blocat? Tecondolele. Iarăși s-au blocat telegondolele. Dar tu cum ai spus? Tecondolele. Și mami s-a încurcat. Și mami s-a încurcat. Am vrut să mâncăm longoș, dar am renunțat la idee și încercăm poate totuși pe terasă undeva să găsim o masă să mâncăm. Dacă nu, fugulița la gară. Eu abia acum am observat că voi v-ați îmbrăcat în tricouri la fel. De acasă ne-am pregătit. Și acum challenge! Trebuie să reușim să mâncăm toată mâncarea maxim în jumătate de oră. Ce zici, tati? Reușim? Să reușească bucătarii, că noi reușim să mâncăm și în 5 minute. Am ales un meniu expres pentru că avem foarte puțin timp. Matei astăzi toată ziua a dormit. Ba în brațe, ba în mașină, ba în autocar, ba la masă, ba pe crucărus. Am ales ciorbă de pui cu smântână și ciorbă de văcuță. Și desigur pizza. Și pentru mine suc mi-am ales cu pară. Melissa? Eu cu portocală. Și Matei cu piertic am ales. Cu piernă. Cu piernă. Tati, să știți că v-ați bronzat. Chiar dacă am stat doar 2 ore pe plajă. Da, da, ești roșu. Eu nu. Eu mă uit după fața lui Mircea. Și eu un pic m-am ars, cu toate că ne-am dat cu cremă de soare. Ia uite aici. Oh! Apropo de epilat, toți mă întreabă cum mă simt după aia. Foarte bine. Cu toți cei care ne-am întâlnit, atât în Arad cât și în Constanța, îl întreabă pe tate mele mii ce face el după epilare, cum se simte. Se simte foarte bine, cred eu. În mare, în apă, ai simțit ceva? Da. Sau deja ți-a trecut? E cea mai proastă experiență. Vai, tati! Da? Da. Mulțumim! Ce bine arată! Mulțumim. Crutoanele? Crutoanele aici. Și două smântânici. Wow! Aveți poftă! Mulțumim! Da, noi spunem la crutoane pesmeți. Eu am cerut pesmeți. Iar domnișoara care mi-i deservește nu a înțeles ce am avut eu în vedere. Și mamei și-a amintit că se numesc și crutoane. Și atunci am reușit. Iată și crutoanele. Salut! Cum te numești? Amelia. Amelia și Victor. Aici este Victor cu? Amelia. Amelia! Și au ținut foarte mult să se întâlnească cu noi. Să știți că noi suntem foarte bucuroși și norocoși că v-am întâlnit aici pe litoral. Asemenea. De mult sunteți aici? Da. De câte zile? Ne-am și cazat aici. Da, super, dar se vede, să știi că aveți un bronz foarte frumos. Mulțumim. Drag. Și data viitoare, unde ne întâlnim? Unde zici, Victor? Bailaca Park. Miercuri. Wow! Sau mai bine veniți voi în Cluj. Asta pe la Brașov, că tu ai scris acolo cu asta. Da. Primul nostru vlog pe care l-am făcut pe canal a fost în Brașov. Da, acolo la munte în Brașov. Să ne dați de veste când veniți. Ok, da? Bine. Super, ne bucurăm să vă cunoaștem. Și mulțumim că ați venit să ne vedeți. Da, erau atât de emoționați. Ciorbița cu legume și văcuță este foarte delicioasă. Felicitări bucătarilor de la Motor, terasă și restaurantul de aici, de pe litoral. Și a venit pizza cu fructe de mare. Melissa ține voi.
super delicioasă. Mulțumesc. Mici este supărat că e cu fructe de mare. Că este cu fructe de mare, iar el nu preferă așa pizza. Mici iubește turte. Nimic. Ați văzut reacția lui Mircea la pizza cu fructe de mare și au plecat cu Melissa după langoș totuși, iar aici a privit ce fructe de mare din abundență pe această pizza și e foarte delicioasă. Ție îți place pizza cu fructe de mare? Sau în general, îți plac fructele de mare sau nu? Salut, fetelor! Cum vă numiți? Pe mine mă cheamă Ana. Pe mine Alessia. Alessia! Melissa, cât tu ai lipsit, fetele mi-au povestit că ele ne-au căutat și la telegondolă și peste tot împreună cu mămica lor. Și ți-au adus ție acolo cadouri. Îți mulțumim, Melissa și fetele vor un autograf de la tine. Bine. Haideți la masă să încercăm. Până Melissa lasă un autograf, haideți câte o îmbrățișare cu Mircea, fetelor. Așa, bravo! Mircea s-a cam ars astăzi pe plajă. Mulțumim, fetelor! Și data viitoare vă așteptăm în Cluj. Ce spuneți? Da. Veniți? Da, da. Cu mare drag, vă așteptăm! E gustos, Mircea? E gustos? Da. Hai, să mergem, că întârziem la tren. Facem comandă de un taxi. Cam întârziem deja la tren. Copiii încă mănâncă. Noroc că am prins un taxi, fuga, că întârziem! Cuculița lângă Matei acolo, hai! Am ajuns la gară și încă nu am întârziat, dar suntem din minută în minută. Noi suntem la gara din Constanța. Mulțumim, la revedere! După o călătorie frumoasă cu autocarul și o bălăceală pe cinste în Marea Neagră, în Constanța, ne îmbarcăm în tren și mergem înapoi spre Arad. Iar de la Arad, la Cluj-Napoca. Să mergem! Totuși am reușit la tren și foarte bine, pentru că am reușit să ne întâlnim inclusiv și cu Ana și Alessia, de la care am primit foarte multe cadouri. Iar acum Melissa cu băieții vor face despachetarea. Țineți, copii! Da, tu! Începem cu... deja cu punga care a ales-o Matei. Ce ai acolo? Este punga de la Alessia. Și ea privește aici. Scrie aici Melimi Melissa. Stai un pic, Matei, pe rând, nu are răbdare. Este un simple dimple. Iar simple dimple este pentru mine. Fii atentă, scrie aici pentru tati. Chiar? Da. Ia să vedem. Doar că s-a șters. Da, s-a șters. Așa e, Alessia. Și Matei deja a mai deschis una, a mai găsit. Vai, învăț să citesc. Pupă zadintei. Și încă una. Probabil că Alessia citește foarte mult. Ești super bravo. Cine se zărește aici? Un unicorn! Da! Și coamă frumoasă are! Eu n-am înțeles, vă rog să vă apreciați! Ori e ponei, ori e unicorn! E unicorn! Dar ce e asta? Lego? Lego! Wow! Carioca! Lego? Camuflat! Și în interior avem un marker! Wow! De culoare verde! Și violet. Și mov. Și o păpușică. Melissa, asta e pentru tine. Wow, ce păpușă frumoasă. Și o scrisoare pentru familia Melimi, pentru Melissa. Dar nu deschidem, pentru că voi știți foarte bine, scrisorile rămân confidențiale. O înmânăm Melissei, pentru că ea este sigilată și noi nu avem niciun drept să ne băgăm în scrisorica aceasta. Poftim, Melissa, s-o citești. Mulțumesc! Mulțumesc, Alessia! Și acum punga de la Ana! Și tati este curios. Simplu dimplu meu? O cărțulie, învăț să citesc. Tate. Și încă o carte. Bravo, Matei, pentru Melissa. Aici Ana ne dă nouă o sugestie de o colecție de cărți foarte interesantă despre istoria lumii.
Mulțumim, Ana! Ne vom interesa despre această colecție și cu siguranță o vom procura. Wow! Și încă o carte foarte interesantă, e scris pentru Melissa și ea speră să-ți fie de folos. Este o carte cu diferite activități, de la mâncăruri până la croșetat. E o carte foarte interesantă, o voi citi și eu, mulțumim! Wow! Și un desen! Vai, curcubeu, familiei Melimi! Mulțumim, ce frumos! A scris o scrisoare, Ana! Să aveți o vacanță plăcută! Și aici un unicorn și o centuță! Wow, este o poșetă pentru domnițe! Super faină! Soi Luna! Mulțumim din suflet și ponei! Nu, eu îi zic ponei, dar este unicorn de fapt! Ce mai cauți, Matei? Ce este pentru Matias? Wow! Să vedem ce scrie aici pentru Matei! Această carte îți aparține pentru tine, Matei! Și o punguliță! Wow! Ia să vedem! Mic! Wow! Ce frumos! Mic! Un mărțișor! Și încă o scrisorică. Ce frumoase sunt! Mulțumim din suflet! Le vom purta cu mare drag. Melissa, ți le înmânezi ție. Sunt de la fete dăruite cu toată inima. Alesia și Ana, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cadouri minunate.